Nu e o criză a poeziei în sine. Poezia există în continuare. Există oameni care scriu poezie. Este o criză a comunicării poeziei, oamenii care scriu și nu reușesc să ajungă acolo unde trebuie să ajungă, la adevărații receptori de poezie, ajung la receptorii de poezie. Cei care n-au nicio treabă cu poezia, da? Și pe care, fraților, că suntem aici și eu sunt mai tânăr, dar am 50 de ani, da? Suntem mai bătrân, care îi scoatem în față foarte ușor și nu le dăm niciodată peste bot, recunosc că fac și eu din astea, să zic, băi, tată, termină, că nu-i pentru tine. Tu nu înțelegi că nu se, în spatele tău, trebuie să existe un feedback. Când te citesc, eu trebuie să-ți văd nedumerirea de dinainte. Trebuie să văd de ce ai încercat, de ce ai vrut tu să scrii așa ceva. Nu că vii și faci un proces verbal, cum fac ăștia tineri, da? Fac un proces verbal în spatele căreia nu se află nimic decât procesul verbal, decât un desen al unui fapt banal al unei zile, pe care îl mai și trivializăm și îl vulgarizăm și din asta am scris poezie și din asta am născut noua poezie. Nu știu cât e vina noastră că ei nu mai înțeleg să-l citească pe Casian sau pe Corbu sau pe cine mai suntem aici din generația 81-80. Adică Cristi sau așa, da? De ce nu-l citesc? Dar am să vă citesc eu acum poezia celui pe care l-am uitat de la început. Trebuia să deschidem, să stăm în picioare și să spunem. Să trăiască Ioan Drumănescu și Mare Vizător, că e ziua lui dragul de astăzi, da? 4 octombrie 1937, sunt 87 de ani de când se năștea Ioan Drumănescu, simbol al poeziei postmedice și ieșene, care învăța poezie pe alții, pe ei, obzeciști. Foarte bine a făcut. Și noi, eu, generația mea, am avut noroc de obzeciști. Generația lăstura tineri ar putea să aibă noroc de unic între noi, care vom fi buni, proști, ăștia suntem. Nu ne mai întreabă. Pentru că lor îi se spune la creative writing că nu, tată, terminați-o cu astea. Dați drumul. Manifestați-vă. Voi sunteți întâi creatori. Sentimente adamice. Îmi pare rău dacă sunt mai vehement, dar nici oricum n-am spus nimic și niciodată nu o să pot spune mai nimic și nu mai puțin totul, dar pe aici suntem. Poetul ăsta este. Ăla care iese din, după aia noi o numim, suferință, nu știu ce. El iese din nedumerire. Din... Dom'le, cum să descriu ce este această încântare când se uită unul la un copac, la un deal, la ceva? Nu înțelege nimic atunci decât starea aia în care se pierde. Cum o pun acolo? Și dacă e Coșbuc, zice, priveam fără de țintă în sus, într-o sălbatică splendoare și începe un tablou unic. Dacă nu are chestia asta, nu are. Dar și ăla care nu poate să spună nimic, tot se simte încântat, se liniștește, se provoacă, se autoprovoacă. Da? Ei, haideți să vă arăt cum arăta un poet autentic, da? Și am să vă citesc trează poezia și mare vizitatoare a lui Ioan Drumănescu, că tot îl pomeni, hai măcar atât să facem pentru el la 87 de ani de la naștere, da? Pentru că uitați-vă cum arată un poet. Aici e foarte sincer Ioan, unii l-au cunoscut și eu am avut ocazia asta printre puținii care mai sunt aici, chiar așa era Ioan. Al dracului am fost, cu patimă în toate, viața mea a curs întâmplătoare. Atâtea drumuri am avut în față, dar am ales mereu câte o cărare. N-am ascultat de nimeni niciodată. N-am calculat nimic și nu e bine. Ce pacoste de om voi fi fiind. Și încă nu-mi vine în pământ să intru de rușine. Am buimăcit cuvinte de-a coarța, le văd cum singure își taie o cale, parcă sunt bețivi întârziați ce-și vor fi luat femeia la bătaie. Iubirea am pierdut-o azi câte o străină, îmi pare mai frumoasă decât un câmp de flori și nu sunt fericit, însă îmi spun în gând, trăiască poezia și mari visători. Lacom era cândva de a avea în preajmă prieteni de oriunde, aveam ce să le spun. Adesea la petreceri trompeta mea de aur, ca o femeie goală se clătina prin fum. Oglinzile prin holuri mă întâmpinau mai strâmbe, copiii mă porecleau în gura mare. Astfel treceam, nepăsător, aiurea spre steaua mea, bizară, strălucitoare. Azi mă feresc din calea celor dragi, nervoase în răspor mi-s replicile toate. Mersul mi-a devenit ca al felinelor ce se retrag să moară singure, departe. Am încercat suprema renunțare, dar moartea e perfidă și nu din vis ne fură. Mai bine, deci, să ard până la capăt decât să port cenușa
cuvintelor pe gură. Al dracului am fost, cu patimă în toate, greșind fundamental de atâtea ori. Și totuși, printre fericiți mă număr. Trăiască Romanescu și mari visători! Amintiri că Ioan Romanescu a fost un poet absolut deosebit. Au bucuria să-l cunosc, să fie o bună prietenie, să vă conduce cu vorbirul, va fi bine și pe ani și pe multe trebuie care se vede aici. Dar imediat. Nu, nu neapărat. Câteva cuvinte vreau să dau. Da. Cum termin eu, te spus câteva cuvinte imediat. Legat de sentimentul de ceea ce simt poetul și ceea ce simt ceilalți care nu sunt poeti, n-au avut șansa de a avea acest har, de a primi harul, că e un har ăsta care ți-o dă Doamne, Doamne. Mi-a rugat un guvern al lui Thomas Mann, se chema Ah, Zdele. Despre ce era vă? Era noapte, era frumos. Și era o petrecere. Și este un tip afară, era pe banul apei. Și era nevoit, vede stele, vede cerul, într-o serie, celor nopții. Și sigur, lucru care a putut să-l spună în emoția lui a fost Ah, Zdele, știi? Atât a putut el să exprime poetic despre tot ce conjura cu adevărat poetic la ceva. Deci, poetul nu trebuie să spune că afară plouă. Eu trebuie când citești poezia să trebuie că afară plouă. Fără să spune că plouă. Apropo de ce spunea Livio Petroae, părerea mea, nu autora, doar l-a pomenit pe Ioan Romanescu. Cred că în poezia asta era inspirat de Maiakovski, plăcea foarte mult Maiakovski. Știu că a spus lucrul ăsta chiar când era la noi în casă, pe vremea când eram eu cu prozatorul Vicențiu Donoase, când eram împreună și a venit la un pahar de vin. Spunea că vrea să fie mare cât Maiakovski. Asta ca o paranteză, am început cu paranteza. Acum, referitor la poezie, aici s-a vorbit din mai multe puncte de vedere și cred că s-ar mai putea vorbi și din alte puncte de vedere. Dar ca să esențializăm, putem să spunem că poezia este, în primul rând, dorința de libertate a sufletului de a ieși din trup. Și asta, sigur că se manifestă atât prin trăirea pe care o au oamenii, dar la această trăire putem să mai adăugăm și o inspirație venită de sus. Cei care pot să vadă dincolo sau să-și iasă din trup, spun că poeții și, în general, artiștii au deasupra capului un fel de antenă prin care primesc surse de inspirație, care, bineînțeles, că se personalizează, se individualizează prin felul lor de a vedea lumea, de a trăi. Dar această sursă de inspirație există. Și mi s-a întâmplat chiar mie. Nu credeam niciodată că am să scriu poezie religioasă, dar mi s-a întâmplat să scriu și, până la urmă, chiar 4 volume de poezie religioasă. Și de câteva ori mi s-a întâmplat, fără să am de gând să scriu, să fac acest lucru, a venit așa, ca un fel de energie. Pentru că energia urmează gândul. Și toate, cum spunea, parcă Liviu, parcă spunea, ce îi spunea Ioanit Romanescu, că în jur totul este, sunt numai cuvinte. Am putea spune că în jur este numai energie, pentru că totul în jurul nostru este energie. Deci asta putem spune, că există trăirile noastre proprii, dar există și aceste surse de inspirație și poate că aceste surse de inspirație nu sunt întâmplătoare, ele se leagă de niște obsesii ale autorului respectiv, ale poetului respectiv. Și atunci există această energie care umblă prin univers, prin cosmos, putem spune, care la un moment dat ajunge acolo unde a fost chemată. Eu așa văd lucrurile, nu știu dacă m-am exprimat destul de clar. Deci asta simțeam nevoia să spun. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că este o bucurie și o oportunitate să particip la acest eveniment și mai ales
Este de semnificație că filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România se află la Casa Coapsidă, în inima orașului, este accesibilă. Și de aici ne hrănim și ne luăm energia. Pentru mine să fac câțiva pași de la judecătorie și să vin aici este o mare binecuvântare, pentru că accesibilitatea este foarte importantă. Mă uit în sală, nu vreau să vă rețin, sunt iubitor de poezie, scriitor de poezie și v-am citit poezia. Și am apreciat perspectiva istorică pe care ați prezentat-o, filosofică, dar în același timp, dacă mă uit la fiecare dintre voi, pot să spun că poezia este un mod de a fi, un mod de a trăi și o preocupare zilnică, pentru că nu ați părăsit niciun moment poezia. Vă mulțumesc! Urmează partea a doua a întâlnirii noastre de pe simpozia rusa. Vom coborâ la Galeria Fida, unde va avea loc recitalul poeților invitați la întâlnirii revistei Poezie, după care vom avea expoziția Pictură și Miracol și totodată Poezie și Miracol, lăsând revista numărul de toamnă a revistei Poezie. Vom trece la un recital linic susținut de colegii noștri din filială și vom începe în ordine alfabetică, altfel, deși eu aș putea să pun doamnele între, dar dacă alfabet, eu alfabet, Livia Petroi. Mai ales că l-a evocat atât de frumos pe Ioanid Romărescu, Ioanid Romărescu care are o poezie foarte frumoasă, se spune născut a doua zi. Da. Da. Te rog. Sunt născut pe 3 octombrie, dar m-au trecut în aprilie. A doua zi. Să ne sape simplu. Să încheie frumos. A doua oară nu mai fiind pe lume, însă a doua oară voi trăi. Da. Da, să vă zic și eu câteva rânduri. Una e chiar recentă și mă gândeam la Ioanita azi dimineață. Tomnește timpul. Tomnește toamna asta să adune ploi, ca în timpul unde lumea se ascundea de noi, ca în timpul unde numărătoare nu era, doar clipa se arăta și ne mira, ca în timpul așezat în amânarea mișcării punctului spre înserarea anilor ce nu veneau, priveau uitați. Ca-n timp cu acela lung, ce ne părea mereu secunda ce stădea, din care nici n-am mai plecat, tomnește-ți toamna să te fi uitat. Sunet. Câte? Una, două, trei. Trei lasă, trei, dacă e scurte, dacă e lungi. Prelunga mea scurtare peste viață, Aud din cer clopotul mut. N-am fost nimic în astă viață, doar clopot surd, mereu sunând. Am odihnit în feluri de vocale. Cuvintele ele mi-au tot izbit cântarea. M-am răstignit pe anotimpuri în consoane și în felurite strigăte care cereau iertări. Astăzi, pe mal de mare, se adună mateloții să ducă în adâncuri plecarea ce-am rostit-o. Și voi vâsli în timpul acela de încercare, sorbind un sunet vechi și noaptea asfințitului. Pravil. Nu. Nu ridica tâmpla de pe orizontul absurdului. Nu te trezi. Visează. Stai acolo adormit. Beat de existență. Stai acolo. Nu. Nu sfârșia aerul cu răspunsuri. Întrebările este numărate. Scrie. Cu tâmpla spartă, neadunate verbul curg de acolo. Condeiere. N-ai nicio cameră, nicio formă de a te exista. Tu fluieri, așa. Fluieri. Te aude nimeni. Doamne, ține aproape de tine poemul acesta.
este sărac cu Duhul. L-au respins de la școală, l-au respins de la meserie, l-au respins la trecerea frontierei, l-au respins la înălțarea de zmeie, l-au respins la săparea tranșeii. Doamne, ține aproape de tine poemul acesta. Este slab de înger. N-are curaj să înnoate, n-are curaj să caute aur, n-are curaj să respire, n-are curaj să strecoare nisipul ca să-și dezinfecteze rănile. Doamne, ține aproape de tine poemul acesta. Este refuzat de idee. Trec prin inima lui exploziile solare. Trec prin inima lui secerile lunii. Trec prin inima lui culorile curcubeului. Trec prin inima lui versurile facerii. Trec prin inima lui notele dominante ale haosului. Doamne, ține aproape de tine poemul acesta. Poemul căutat. Vă rog, cine găsește poemul acesta, să nu-l îmbrace. Să nu-l țină în brațe. Este periculos. Poate sări în aer. Noi l-am pus în loc de ghete și acum ne strânge la picioare. Noi l-am pus în loc de vestă și acum ne strânge la inimă. Noi l-am pus în loc de perdea la fereastră și acum ne-a luat aerul pe care voiam să-l inspirăm. Vă rog, cine găsește poemul acesta să nu-l citească, să nu-l explice. Este periculos. Vă poate schimba sensul. Noi l-am pus în loc de idee și acum ne străpunge creierul. Noi l-am pus în loc de mesaj și acum ne stă pe loc mintea. Noi l-am pus în loc de candele la icoane și acum ne-a stins lumina pe care încercam să o dăm mai departe. Vă rog, cine găsește poemul acesta să nu-l învețe pe de rost, să nu-l deștepte. Este periculos. Poate desface întreg universul. Noi l-am pus în loc de muzică și acum ne țiuie urechea. Noi l-am pus în loc de pâine și acum ne țintuiește foamea. Noi l-am pus în loc de izvor pentru toate fericirile și acum ne-a luat sângele cu care voiam să punem din nou în mișcare inima. Când vorbim despre poezie, cu siguranță că vorbim despre dragoste. Nu există poezie fără dragoste. Vă voi citi din respirație artificială. Dragoste. Soarele nu s-a uitat la degetul tău inelar, ți-a pătruns trupul cu violența invadatorului, violul consimțit este cea mai frumoasă poveste de dragoste, bolnavele povești de dragoste nu se vindecă prin consultare publică, lapidarea nu-ți iartă păcatele, te omoară. Între un el și un el, între o ea și o ea, poate exista această dragoste nebună atâta timp cât aceasta suge la țâța nebuniei. Fantezii. Normalitatea scoate din noi fanteziile, trasându-ne drumul corectat de la naștere la moarte sau de la moarte înspre următoarea naștere. Nu poți iubi pata de sânge rămasă la locul crimei dacă nu poți să atingi vârful muntelui cu mâna, nu-ți rămâne decât să-i lași privirea ochiului să zboare. Înălțimile nu au nimic în comun cu talpa ta care te consumă uneori. Mai sus înseamnă să ieși din groapa în care ai ajuns.
singurătate. Cântecul amintirilor redeșteptate sună din sofar, lângă izvor, ciutanuș pierde setea neliniștii, privesc în spate și văd viața trăită cum se ține de mine ca un câine credincios când vorbesc despre singurătatea mea. Suntem deja doi, nu există întuneric de nepătruns în care zâmbetul tău să nu se lumineze, bucuria adună de jur împrejurul tău doar focul de paie. Și ultima, întuneric. Deschid ochii să fiu inundat de lumină, cu ochii închiși, peste tot este noapte, același întuneric care se ascund, care ascunde atingerea, întunericul se strecoară în noi, pe lângă noaptea de afară, el există profund, în urma pașilor, zăcământ de aur. Pe umerii fiecăruia există o noapte în creștere, asemenea unui ghep ce ascunde planeta de care a ars Notre-Dame și zâmbetul tău. Mângâindu-i ochii stoviți, pântecul albicios, o așez cu grijă în cuibul vechi, punându-i gândul de ceață căpătâi, ziua dintâi, și arhitrava păcatului. Atât de aproape-mi sunt, atât de aproape de venele albastre, de glasul sângelui fierbind, tărându-mi întâmplările grele ca pietrele, de la gândul de ieri la gândul de azi, atât de aproape-mi sunt, mă cutremur, atât de aproape, încât mai departe nici nu pot să-mi fiu. Poate e mai important un nume decât un sens, o zi decât o viață. Ori de câte ori mi-aș spune una ori alta, nu e decât ca atunci când verific obsesiv dacă e ușa încuiată. O spirală a neîncrederii. Chiar și în simplul foșnet al ierbii, în tot ce a mai rămas, după ce ai rostit primele vorbe din viața ta, contorsionări aspre a ceea ce ar putea fi, cu sau fără tine. Atât am știut. Și dacă n-a fost de ajuns, oricum n-aș fi știut mai mult, pentru că e deja părăduit tot mai multul din mine. Prieteni, de fiecare dată avem emoții când ne aflăm în acest spațiu unde se întâlnește culoarea și cu misterul și unde se întâlnesc cele două arte. Am să citesc din volumul Între două lumi, în care un pictor și poeziile mele sunt reprezentate aici. Tablou nopții. Singur, acolo ai fost tu. Imaginea din camera de lucru recompus în 7 variante. Ce cuprins, ce așteptare, priveai din ramele unui tablou. Ești pictură, ești sculptură, încet, încet, asemănarea ta mi-a invadat inima, mi-a invadat trupul, mi-a invadat așteptarea. Totul, am să arunc totul în tabloul nopții. Dăm speranța dorului să alung, singurătatea care în ochii îmi șade, să nu mai văd pe-a cerului amurg, în noapte steaua mea cum cade, să țin în mână culori de curcubeu, când după ploaie bolta-i mai curată și tu prin fața dimineții să-mi zâmbești, când roșul orizont
abia în zare se arată. Atunci voi crește în visul tău și îmi voi picta pe inimă doar flori. Nici nopți și nici apusuri nu vor fi, ci doar eternul răsărit din zori. Revelații. Azi noapte te-a așteptat să revii lângă stejarul Mavrei. Sub pala lui m-am adăpostit din calea prădătorilor și a ploii care mucezise plămânii pământului. Arborele avea corona sângerândă și trunchiul încrustat cu literele Torei și nume sfinte, Elohimia Iosua. Nu era nimeni prin preajmă ca să spele picioarele călătorilor obosiți. Avram orbise și era bătrân. Sara stăpânea orizontul de stâlpul de sare, iar turbele împășunau oazele vănoase ale Sichemului. Seceta amenința viața meilor, iar pe Lot cu robia altor câmpii. Doamne, peste stejarul Mamrii, din cerul cenușiu cădea o ploaie de buc și pucioasă. La orizont nu apărea niciun călător, doar lumina ne însoțea. Călătorind, înveșnicea spații uitate, materii sterpe și reci, în ape curgerea lor. Deși obosit și trist, am așteptat zile și nopți să revii, să-ți spăl picioarele, să te simt cu timpul alături de mine, să vezi rănile ascunse și gândul care mă trece dincolo de moarte, aproape de tine. Într-un târziu, stejarul plângea înfipt în pământ, printre ramuri licărea lumina, tupul meu din țărână ardea suspinând, sufletul călătorea un înger de mână. Regăsire. În profuzim nebănuite ale ființei, te-am regăsit. În serile liniștite de iarnă cu frig și zăpadă, când stelele din cer pogoară sporind taina, iar clopul din turnul Galatei bate de priveghere, pământ și cer în rugăciune se întreg cu îngeri de mână, bătătoresc cărări de mult regăsite, singurătăți pe care am crezut că le-am învins, dau năvală să mă închinge, de n-ai fi venit tu, Doamne, cu îngerul ce plânge un plâns nepământean. Eram pierdut de mult pe căi fără întoarcere, m-ai regăsit și am plâns cu îngerul între noi până au căzut de pe chipul meu solzii grei ai păcatului. Atunci am auzit un glas străin, deloc străin, ești iar chip din chipul meu. Simt pulsul veșniciei. Din cer, lumină lină a răsărit. Din cuprins în zbor de apă, păsări desenează conturi eternității. Am obosit pe verticală, ne-am împotmoit, nu mai urcăm. Harul ni s-a împuținat, adie vânt nepretenos. Din paradis căzut sărași și triști trăim în sarcopagii de lut ca muritori. De suflet am uitat de regăsiri târzii, poate vom învinge moartea. Lumina va renaște în noi speranța unui nou început din răsărit. Lumina lină ne va îmbrățișa negreșit pentru totdeauna. Clipe mântuitoare. Nu mai știu unde eram atunci când cerul s-a deschis deasupra mea.
încă visam pe un câmp întins ca o mare fără sfârșit. Sufletul meu plângea de nemurire atins. Pelerin printre aștri călătorea purta cu el cicatrici adânci. Rebele pornind spre păcat ale trupului, răni încă proaspete nevindecate. În imensitatea pustiei nu era niciun lac vitez, da, nici om sănătos să ajute scufundarea vindecătoare. De aceea am ales cerul șalbia lui de lumină, dragostea celui veșnic s-a daste pe sufletul meu, clipa mântuitoare. Poetul, poeților, poetul, nu fărplutind pe lac, se salvează de la nec prin taina înfloririi, iar albinele culeg nemurirea dintr-o floare nemuritoare. Biblia, piatră vie, în fiecare semn un suflet, în fiecare cuvânt în viere, în toată cartea mare vieții, ea singura care știe toate picăturile de apă ale oceanului. Pelerin, prăfuit cu sufletul veșted, pe lângă prispele moarte trec în căutarea ta, fără elan am plecat de acasă unde trăiam murind. Acum, pe cărări străine, te caut să mor trăind. Fântânile cerului. Se deschid fântânile cerului ca niște ochi albaștri privind spre grădinile de jos, florile, neînfloritele suferințe, poeții orbi, cu orbire căutând înflorirea. Când se deschide poarta raiului, pleoapa lui Dumnezeu, spre pietrificatele flori privind, stânca oarbă, piatra albastră, crapă de bucurie și urcă pe scena atât de mult dorită, inima Creatorului. Baladă despre nimic. Mi-e dor de nimicul din mine și-l caut mereu. Oare îl voi descoperi în drumul spre Dumnezeu? Mi-e dor de nimicul din tine, în care doarme chipul meu. Descoperi-l vei tu în drumul spre Dumnezeu? Se pare că eu sunt nimicul tău și tu ai fi nimicul lui Dumnezeu. Dar cum va mai înflori nimicul tău când va fi așa departe de cuibul nimicului meu? Și dacă din nimicul tău scazi nimicul meu, nu-l vei întrista pe Dumnezeu? Nimicul tău și nimicul meu, înmulțindu-se mereu, îl face să zâmbească pe Dumnezeu. Când vom păși pe cântar de azur, tivit cu stele de jur împrejur, nimicul tău și nimicul meu se va împlini în nimicul din care ne-a trezit Dumnezeu. Iată, expunem o secțiune în creierul unui artist. Mă uit la el precum iepurile pândește varza când grădinarul pleacă acasă. Avem un picior de copil amputat, povestea lui nu o știm exact. Alerga după cerc, patina pe tristeți, înghețat într-o iarnă a fost pus la cerșit. Avem și un schelet rămas de la morgă, are un zâmbet stingher agățat în cuier, poartă o șapcă și lipsește ori mănușa lui Cassius Clay.
De un craniu a rămas agățată o mustață nerasă, sărutată a fost de o florăreasă, scufundată în țapul cu bere ades, planșe, hărți prin corpul uman, manuscrise și mâini suspendate în aer, viu tot este ceea ce vedeți. Viu a fost ieri, borcane, gălbejite organe, masa e goală în sală, dacă vreți să intrați, ascensorul aduce cadavrele în zori, tristețea e grea, hai să bem o cafea. Primăvara la Praga. Pragul Pragăi treci pragmatic. Stați că oricum nu prea vedeam. Paradox prins în plasa... Paradox... Ai, nene, vezi mai bine. Paradox prins în plasa... Para... Nu văd. Vezi dacă vezi mai bine. Dar eu nu port ochelari și văd. Dar eu lumina. Da. De-a pozitive ferbinți, vara m-a scos din cufărul iernatic, dintre scoarțe, costume, partituri, naftalină, lumină lină, moartea culcată lângă mine. Am fost ucenica lui Faust, am potcovit vise, bătut fierul, suflat în cuptor, amestecat culori, am țesut jocuri, mirifice ape, am salvat câțiva celți atârnați prin stejar, am furat secela de aur, am orbit privind delfinul salturile lui ancestrale pe cerul gurii tale. Niciodată nu m-am îndoit de lumină, de icoana pictată în mine. Întunericul l-am curbat oțelit și din el l-am iscat curcubeu albăstrit. Fluturii inspirației sparg irascibile zile în galop, înhămați la alcovul iubirii. Mulțumesc! Dar noi? Dar noi, noi, cei care nu avem loc nici în rai, nici în iad, noi cum vom plăti? Purgatoriu e halta, se spune, între nimic și nimic. Locul în care sufletul tău, decupat de măcelarii cerești, va fi pus pe un raft de bibliotecă, nu se știe cât, pentru nu se știe ce. Și va sta, va sta, va sta, va sta. Ești timp, tu, sau ce mai rămâne din tine, va duce conversația până la cap. Oglinda. Stau în fața oglinzii. E ziua sacră a confesiunilor, când nimeni nu te poate salva cu un sfat, cu lumânare. Stau și număr cuvintele pe care le-am pregătit din timp, în special cele de care trebuie să scap. Le iau pe rând câte unul și le arunc în oglindă, precum în copilărie pietrele în râu. De dincolo nu se aude nimic, doar o tăcere înfiorătoare, de parcă le-am aruncat în eternitate. Și ultima, mi-e somn, pun capul pe surâsul tău și ador. Din ultimul volum pe care l-am lansat de curând, În singurare se cheamă volumul și Poezia în singurare, am fost singur până să te cunosc, apoi am rupt singurătatea în două și am împărțit-o frățește. Acum, în lume, știu două singurătăți. Singurătatea mea și singurătatea ta. Deocamdată lăsăm lucrurile așa cum sunt. Când va fi să se spargă sau să se rupă una din ele, vom vedea atunci pe cine mai însingurăm. Paternitate. Nu tu, salcâmule, ești tatăl meu. Am primit rezultatul testului ADN. Nici tu, stejarule, nici tu, nucule. Țin chiar în mână rezultatul testului. Scrie aici, incompatibil cu salcâmul, cu stejarul și cu nucul. În zadar ați vrut voi să mă revindicați. Până la urmă s-a făcut dreptate. Așadar nu sunt al vostru, chiar dacă semăn cu voi.
Eu nu am tată printre copaci. Eu doar locuiesc în pădure. Asta e cu totul altceva. Pe tatăl meu o să-l aleg eu cândva. Și ultima se cheamă Cântec pentru Petru. Am avut și o expoziție Cântec pentru Petru la Baia Turcească. Cel mai trist cântec ce s-a auzit vreodată, niciun pumnal din toate luptele, în toată istoria, nu a reușit să lase o rană mai adâncă așa cum a reușit acest cântec. Niciun burduf nu a adunat vreodată mai multe lacrimi și niciun zor de zi n-a fost crestat cândva mai fulgerător ca atunci. Inima pompa sânge doar la suspine. Toate unghierele corpului au fost golite prin expirație. Ochii potopiți după gratiile genilor se strângeau în pioape, se ascundeau de lumină, de adevăr. Sunetul acela a tăiat pământul în două. A străbătut universul cu viteza rugăciunii, lumina a înțepenit în raze ca de piatră și au apărut umbre groase și reci, care au transformat tăciunea focului unde se încălzeau slujitorii în cuburi de gheață. Până atunci, și nici după, nu s-a mai auzit un cântec mai trist, mai tulburător și mai fredonat de cocoș special pentru Petru. Poți de dor. Tainic ca un hoț de dor, trecfurând șovăitor, doar mireazma florilor, dăruită tuturor. Și mă îngând cu tine în raiul nopților din fân, luna arde ca un sân descântat de vis păgân, mușcată de vârcolaci, suspinând când o prefaci în altar și te dezbraci de cămașa ta de maci. Iar în nopți cu zburători te înlănțui până în zori, cu cătușe dulci de flori, din tălpi până în subțiori. Tainic ca un hoț de dor, trec furând șovăitor, doar mireasma florilor, dăruită tuturor. Mulțumesc! În ciuda a tot ceea ce trăim, carnea nu se dezlipește de oase, oasele nu se zdrobesc sub greutatea zilelor și visurile nu mor în întunericul nopții. Trăim, visăm, facem un pas înainte și uităm durerea loviturilor primite. Cât sânge în urma noastră, cine îl va șterge? Lumea întreagă a devenit cuptorul încins al Babilonului. Tânărul speranței ești tu, cel care privești înainte, spre tânărul biruitor de mâine. Tânărul de ieri întinerește, secundă cu secundă, cuprins de inocență și nevinovăție. Focul cuptorului îi aduce împreună. Tinere, ridică-te! Ai văzut? Nimic nu te poate doborâ. Între noaptea zorilor și lumina întunericului. Și te rețin în mine, topindu-te între gene. Să ne plimbăm pe șapta izvorului, între noaptea zorilor și lumina întunericului, între raza abisului și adâncul cerului, între dor și suspin, între mâine și ieri, între bine și rău, între tine și eu, doar noi. Dacă aș putea, filtrez soarele printre degetele de la picioare și apa printre săbile degetelor de la mâini, prin mătasea pleoapelor strecor noaptea, oprind stelele din marea trecere în genele mele grele de dor. Luceferii nu, ei traversează calea marilor iubiri de întuneric. Carul mare nu, e pentru luptele între învingători și învinși din constelația rătăciților în tranziție. Aș filtra printre degete timpul, simplu, cu anii, lunile, săptămânile, zilele și ceasul fiecăruia de destin, fără trecut, fără viitor. Dacă aș putea, te-aș cuprinde în căușul palmelor mele, fără să te strivesc, dar nu știu cum faci că reușești să te strecor printre lacrimi și ploaie, lăsându-mi căușul mâinilor gol și chiar mare trecere. Nu vreau să descurajez pe nimeni, dar poetul are un statut valabil de o veșnicie. El scrie când nu-i cunoscut și-i cunoscut
când nu mai scrie. Bine ați venit la vernisajul expoziției Poezie și Miracol. Ne bucurăm să fim împreună. E vorba de miracol, ne gândim bineînțeles la relatările din Evanghelie, unde găsim miracole, ne gândim oricum la ceva pozitiv sau la un final fericit. Se și spune, am supraviețuit ca printr-un miracol, dar există și miracolul cunoașterii, iată și miracolul iertării și miracolul poeziei și miracolul artei. În ce privește miracolul artei, ceea ce a vrut să transmită creatorul unui tablou sau unei lucrări de artă sau ceea ce receptează cel care o privește ca fiind un miracol, e legat, probabil, cel puțin din punctul meu de vedere, mai degrabă de ceea ce este el în interior decât de un clișeu sau de niște criterii după care se poate stabili dacă un lucru e un miracol sau nu. Despre lucrurile acestea, miracolul în artele plastice și miracolul în poezie, vor vorbi doamna Maria Bilașevski, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Iași, urmând ca domnul Casian Maria Spiridon, președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Iași, să vorbească despre revista Poezia. Așadar, Maria, ai cuvântul. Mulțumesc frumos! Bună seara! Voi începe cu mulțumiri. Mulțumesc artiștilor, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Iași și tuturor artiștilor care se alătură, Galeriei Absida, Uniunii Scriitorilor și tuturor evenimentelor ce au loc în acest spațiu, pentru că, așa cum am pornit la drum, acum începem să avem 2 ani, cred că, în curând, să conturăm o identitate acestei galerii prin fiecare expoziție și prin fiecare invitație făcută tematic de această dată, demonstrăm că suntem o breaslă care nu doar că se adaptează vremurilor, dar are fiecare în parte acel pic de miracol necesar astăzi. Menționa Ciprian la început tipurile de miracol. Mă gândeam când veneam încoace, de ce nu vorbim despre iluzie, vorbim despre miracol. Adesea arta este văzută ca o iluzie, trecerea spre o poartă sau spre o altă graniță, o altă lume, acolo unde ți se deschid diverse universuri, diverse trăiri. Dar este un miracol pentru că, văzând această expoziție, am avut bucuria de a vedea lucrările în parte și înainte, prin Ciprian, dar văzându-le în această seară, mi-am dat seama că miracolul artei în sine este dragostea. Există în fiecare, că vorbim de acea dragoste față de arhetipul feminin, vorbim de dragostea față de natură, vorbim de dragostea față de formă abstractă, vorbim de dragostea față de o dimineață sau de o toamnă sau de o iarnă. Fiecare element sau fiecare sugestie de sentiment, cred că face ca această expoziție să definească sau să redefinească ce înseamnă miracolul din perspectiva artelor vizuale. Și mai ales prin fiecare, cred că de fiecare dată când se organizează o expoziție colectivă, ai miza aceea a unui element pestrit. Ei, de această dată nu există. Există doar o armonie și o sinteză, dacă mai ales și modul în care este panotată, indiferent de unde începi să citești, citești atât poezia intrinsecă, adesea veți vedea și câteva fragmente sau citări culturale, trimiteri la alte elemente ce vin din artele vizuale, dar mai ales trimiteri la fiecare. Iar pentru mine, descoperirea și redescoperirea acelor artiști despre care crez întotdeauna că știi cam totul, că au oferit tot sau că știi în ce manieră lucrează, redescoperirea în alte paradigme, în alte dimensiuni și de adesea foarte interioare, pentru că atunci când vorbești despre poezie, trebuie să vorbești despre sinele tău și nu despre ceea ce am vrea cu toții să arătăm că suntem. Iar această expoziție, așa cum este panotată, cred că poate da ocazia, nu doar nouă care ne-am adunat în această seară, sigur vor mai fi și trecători, care au nevoie de acel miracol, de miracolul din fiecare zi, miracolul cu care ne însoțim, acea utopie, cred, a frumosului pe care doar arta vizuală și poezia, atunci când ne așezăm în fața ei, pot să o aducă în viața noastră. Și spectaculos faptul că reușim să îmbinăm atât prin artă, cât și prin poezie, și prin muzică, și prin fiecare dintre noi, să îmbinăm în fiecare sezon, cred că de acum o să fie ca Vivaldi anotimpurile, așa vor fi și expozițiile tematice, fiecare sezon să vină cu o altă trăire, iar ceea ce credem că este repetitiv sau clișeistic să fie demontat prin fiecare expoziție, prin fiecare artist și prin fiecare intervenție voastră, prin discuții, prin căldură, prin bunătate și mai ales prin dragostea care ne unește. Cred că urmează să-i dau cuvântul domnului Casian, nu? Sau... Cum vrei. Cum ziceți? Bă, hai să vorbesc și eu. Prima, mă bucur că... Mai că am lumina în spate. Floricele. Așa. Mă bucur că am continuat acest proiect, care este foarte avantajos pentru
iubitorii poeziei și iubitorii artelor plastice. Faptul că Maria Milosevski a rezonat și eu, la rândul meu, am rezonat cu acest proiect, dar faptul că reușim ca la fiecare anotimp să le adunăm aici, sub o anumită tematică, vă amintesc că tematica următoare este poezie și natură, mă refer la cei care vor fi prezenți pe, în galerie aici, la galerie Abțirea. Miracolul spunea Carl Sandburg că poezia este o poartă între deschisă spre miracol, care se deschide foarte puțin și în secundă aia vezi miracolul. Așa cum, ca să-l calchem pe Nichita Sărescu, spunea că ce miracol că sunt, ce miracol că ești. Deci poezia, prin esență, este un miracol pentru că nu știu de unde vine, nu știu de ce apare și de ce se exprimă. Pentru că ea este un dar, un har dăruit de Dumnezeu, ca cineva ce cine să dea acest har extraordinar de a scrie poezie. Nu știu de ce o scrie. Nu avem un control, scriem că nu avem altă soluție, așa cum pictăm că nu avem altă soluție. Nu avem, nu știm cum să ne exprimăm altfel decât prin poezie, prin pictură. Oricum, eu mereu apelez la ce spune Kant, că cea mai înaltă formă de manifestare a spiritului este poezie. Asta înseamnă că pictura nu este o formă la fel de nobilă, la fel muzica, muzica, da. Nu vă lăbitor spuneam cum va fi poezie și natură. Ne vom vedea în decembrie, pentru că atunci sunt și alegeri, asta e foarte important. Și vom avea bucuria să ciocnim și atunci o pană de șapane și să ne gândim că vin sărbătorile în care vom fi din nou împreună. Vă mulțumesc! Încă o secundă ținem să oferim împreună Uniunea Scriitorilor și Uniunea Artiștilor Plastici împreună cu Galeria Absida, coordonată de Ciprian Romaniuc, o diplomă onorifică de prieten al artelor și poeziei, domnului Dan Zorilă, pentru sprijin și implicare în organizarea evenimentelor la Galeria de Artă Absida din Iași. Este cel care ne asigură bunăstarea, să-i spunem, după vernisaj. Mulțumim frumos!